Ei, salutare băi și bine v-am regăsit la un nou videoclip mai special pentru mine cât și pentru voi. Ei bine, după cum ați văzut probabil și din titlul care e fucking evident, mi-am deschis un server de Minecraft. Ei bine, aveți IP-ul, DNS-ul, mă rog, cum vreți voi să ziceți în descriere. Și înainte să încep cu toate detaliile, vreau să vă spun o chestie. Probabil că foarte mulți o să ziceți: "Oh my god, l-ai copiat pe Z Andrei." Oh my god, nu l-am copiat, pur și simplu e un nume, este numele online, nu este nicio liniuță. Mă rog, sunt multe diferențe. Deci, vă rog să nu fie comentarii gen: "Oh my god, l-ai copiat pe Z Andrei." Și acum o să vă și arăt de ce. Ei bine, serverul se numește Minecraft România. Comunitatea lui Andrei are Minecraft minus România. Gata, ne-am înțeles? Ok, mersi. Bun, IP-ul este mcro.online, nu este mcro.ro, gen cum îi DNS-ul lui Andrei. Ei bine, să ne facem înțelegi cu chestia asta pentru că nu vreau să fie discuții. Deci, serverul este în totalitate beta, este la cea mai mică versiune posibilă, cât să puteți intra pe el. Gen, eu vreau voi să intrați acum pe server și să-l testați, să testați toate bugurile posibile, toate permisele care nu merg și să testați ce nu vă merge. Bun. No, cum vă da aici, vă logați, vă înregistrați acolo și asta va apare. Ok, Minecraft România, bine ai venit, da, așa. Deci v-am zis, nu vă așteptați să fie nimic perfect, că e în lucru tot, nici măcar portalul nu l-am făcut. Uite, folosește portalul pentru a selecta serverul. Încă nu-i făcut, gen trebuie să folosiți busul ăla, da? Same shit. Prima dată să vă arăt ce face chestia asta, nu? Da. Da, vă dă speed. Altceva nu face. Ok, deci ăsta ar fi hub-ul. Stați să-mi scot. Bine. Să-mi scot speed-ul. Deci ăsta ar fi hub-ul. În general sunt construcții unice. Mă rog, avem doar 3 secțiuni pentru că momentan încercăm și noi să facem ce putem cu resurse minime. Da. O să vă arăt ceva ce a costat 50 de euro, să mai ziceți resurse minime. Bun, deci începem cu Sky PvP-ul, cea mai neoriginală secțiune dintre toate. E bine, după cum vedeți, Minecraft România server beta, stați să dau water, așa. Bun, ce? Eu sunt prost. Așa, bun, deci am făcut și asta, deci aici vă dă, o să vă dea în inventar două cufere care o să vă dea două kituri random. Și acum voi o să ziceți în comentarii: "O, lolo, ăsta nu-i Sky PvP." Ei bine, am vrut să combin mai multe game moduri într-unul singur. Ei bine, sunteți pe o mapă de Sky PvP care presupun că toată lumea o cunoaște, este super populară, etc. Cred că o găsiți pe orice server din România. Oh, dacă nu-i cealaltă, mă rog, sunt două mape. Toate știu și eu, două mape, în România numai atât am văzut. Asta și încă una. Bun, deci ce faceți voi cu chestul ăla? Deschideți și o să vă selecteze un random kit de aici. O să vi se încarce așa pe rând foarte, foarte mișto, cu animații de aia sexoasă și vă pică un kit. Bun, donațiile o să le facem după ce trecem de versiunea beta, pentru că v-am zis că nimic nu este făcut încă. Eu am kiturile astea, hai să zicem că luăm kitul de Hulk, care este cel mai scump dintre cele care le-am câștigat. Și cum faceți bani ca să cumpărați kiturile? Ei bine, vă bateți și primiți 1000 sau 2000 la început, 1000-1000. No, de exemplu, am câștigat kitul ăsta, nu, no, mă duc pe cineva, o să găsiți enderpearl-uri, mi se pare, sau ceva de genul. O să punem, noi doar cereți și o să punem, o să vă las. Cred că o să fac și un videoclip în care vă zic de o chestie ca să-mi lăsați idei. No, dați click aici și, nu știu, sunteți super hal, chestii, bun. Cam atât ar fi de spus aici, pur și simplu. Astea sunt, e un Sky PvP cu kituri, de fapt, stați că nu, asta este tot. Mai vreau să vă arăt o chestie. Ok, da, n-am voie să-mi dau kill, nice. Bun, deci aveți aici, right click, player, v-am zis, nu-i tradus, nu-i nimic. Că eu am făcut serverul ăsta în parteneria, cum ar veni, cu doi engleji. O să-i vedeți. Bun, deci aici ce aveți, right click a player. Deci găsiți un player pe aici prin ăsta, dați click dreapta pe el și vă bagă în 1v1 cu el. Deci am combinat mai multe feluri de jocuri într-unul singur. Bun, hai să dăm să șab. Cum vedeți, scrie așa.
scrie Minecraft România beta, deci momentan serverul este complet gol, nimic nu este făcut și toate cele. Bun, hai să trecem la următorul minigame, să spunem așa. Survival. Ei bine, survivalul are un spawn, putem să ne loadăm aici spawn de 50 de euro, da, da, da. Pentru că, da, Kizari cere foarte mulți bani pentru un spawn. Bun, deci cam ăsta ar fi spawnul, vă dă exact aici, ia stat să mă duc cu fly-ul ca să nu mai stăm atâta timp. Ei bine, vă dă aici și o să aveți tot felul de chestii, informații, o să le pun enchanting, aveți în partea, nu știu care, enchanting area, mă rog, nu sunt făcute nici regiunile, nimic, o să le fac pe când intrați voi. Bun, deci aici enchanting-ul, intrați aici frumos. Și, na, ăsta este survival, înțelegeți voi, o să fie cu voturi, cu tot felul, puteți să votați server, nu știu cum, nu știu ce, drop party, vă dă cufere, tot felul, na, vă duceți departe de spawn și vă faceți undeva casă, gen. Na, cam asta ar fi ideea. Bun, să nu vă gândiți că e o insulă, nu, mai băi pe undeva continuă, dar habar n-am. Bun, hai să dăm slash-up pentru că n-am ce prezenta la survival, știți foarte bine ce este... survivalul. Ah, bă, n-avem kituri, bă, o să fac kiturile după. Așa, și hai să ne mergem și pe creativ, secțiunea mea preferată. Ei bine, ăsta e plotul lui mine, cum v-am spus. Haideți să vă arăt și lista de staff. Ei bine, eu sunt aici și cei doi care m-au ajutat. Văd că ăsta nu m-a intrat de foarte mult timp, 4 zile. Și it's mine care cu el vorbesc cel mai mult. Bun, deci cam atâția am fi. Puteți sigur să donați pentru grade, dar să facem prima dată server, o să mai fac oricum un video când ăsta. Deci, acum, pe mine mă interesează în momentul ăsta partea financiară. Ok, bun, vii aici frumos, poți să donezi pentru nu știu ce sumă, primești VIP. Ok, cu gradul de VIP vei avea acces la și pe celelalte secțiuni, desigur, la aceleași chestii, doar că încă nu le-am făcut. Orice... pet, poți să-ți iei, de exemplu, hai să zicem, iau un slime pet și poți să-i setezi dimensiunea, uite. Și acum îl călăresc, nu, sar cu slime-ul, foarte, foarte tare. Putem și Ender Dragon, orice. Bun, toggle pet, hai să trecem mai departe. Deghizarea, ok, aici o să facă mine un meniu și puteți să vă deghizați în orice animal vreți voi, adică ceilalți player să vă vadă gen că vă transformați în Ender Dragon, lup sau orice altceva. Bun, aici v-am arătat. Ok, ultima chestie ar fi particulele. Ei bine, astea sunt super, super tari. Hai să zicem că ne punem, de exemplu, Rainbow. Bun, nu se vede pe shader foarte, foarte bine, dar cred că vedeți și voi că am o urmă de particule colorate în spatele meu. Ei bine, nu o să vi le arăt, pe toate vi le arăt, doar în general ce se întâmplă. Deci sunt blocuri care... no, blocuri, ați înțeles... care vi se pun în spatele vostru și rain-ul. Ei bine, vă puteți și personaliza rain-ul, gen alegeți yellow și să zicem punem golden de astea, golden apple. Bun. Iar acum va dropa mere de aur dintr-un nor galben. Ei bine, mai departe. Ce mai avem? Putem să dăm remove oricând și wings. Astea sunt cele mai tare, puteți alegeți wing-uri de butterfly și puteți să vă selectați culorile. Hai să fim noi foarte naționaliști și să punem roșu, galben și albastru. Ei bine, acum hai să vă și arăt care e faza. Acestea sunt aripile, sunt făcute din particule. Deci sunt niște aripi de butterfly, stai că nu se văd de la shader. Bun, și când ne ridicăm în aer, desigur că zburăm cu ele. Deci cam astea ar fi și aripile, stați să le și șterg. Bun, cam atât ar fi, ăsta ar fi spawn-ul. Am ascuns mai multe easter egg-uri în el, gen dacă le găsiți e fain de voi. Da, n-am altceva ce să vă prezint în momentul actual, dar cu siguranță vom adăuga și alte secțiuni și alte chestii deodată cu donațiile voastre. Dar acum doar trebuie să faceți, ce trebuie să faceți voi, să intrați și să-mi spuneți orice problemă care o găsiți. Adică un bug sau ceva și o să reparăm să fie cât mai perfect serverul. Ok, hai să dăm slash hub. Minecraft România beta. Ok, și o să mai fixez și mesajele și toate cele. Ei bine, puteți să jucați cu 1.8, 1.9, 1.10. Serverul este non-premium.
Deci, da. Cam atât am vrut să vă spun. O să mai fac un video exact la fel ca și ăsta. Când o să lansez serverul cu toate facilitățile care le-am adăugat, le-am scos, le-am editat și orice altceva. E bine, mulțumesc de atenția acordată și vă invit să intrați pe server, să mă ajutați și pe mine să reparăm toate chestiile pe aici, IP-ul în descriere. E bine, ca întotdeauna, v-am salutat, la revedere!